Tragedia s-a produs duminică seară pe drumul care leagă Constanța de Mangalia. Martorii susțin că șoferul care a pătruns pe contrasens circula cu viteză, număra bani și vorbea la telefon. Într-o clipă de neatenție, autoturismul Skoda a pătruns pe contrasens, unde a lovit frontal un Saab înmatriculat în Italia. Domnul cu Skoda Octavia număra bani mers, vorbea la telefon și a intrat pe contrasens. Eu mă pregătesc să dau de carnet și chiar sunt șocat. În urma impactului, doi dintre pasagerii din decapotabil au fost proiectați pe asfalt, iar alți doi au rămas prinși între fierele contorsionate. Aceeași soartă a avut-o și șoferul neatent. Autoturismul Skoda se deplasa dinspre Mangalia către Constanța pe DN39, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu autoturismul Saab, care se deplasa din sens opus dinspre Constanța către Mangalia. Imediat la fața locului s-au prezentat echipajele de la descarcerare, care au intervenit pentru scoaterea celor trei victime prinse între fierele contorsionate. Echipajele de la ambulanță nu au mai putut face nimic. Patru dintre victime erau deja decedate, iar medicii s-au luptat timp de 40 de minute pentru a-l resuscita pe unul dintre pasagerii care mai prezenta semne vitale. Din păcate însă, nu l-au putut readuce la viață. La fața locului am găsit 5 victime, din care 4 au fost declarate decedate de către SAJ. S-a încercat resuscitarea unei victime. Nu s-a reușit. La fața locului au sosit și familiile victimelor. Șocul a fost atât de mare încât mama uneia dintre tinere și-a pierdut cunoștința și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Soția șoferului, care a pătruns pe contrasens, nu își explică ce s-a întâmplat și spune că doar ce s-au întors din concediu. Am fost în concediu, n-am fost în concediu. Și de unde veneam? Unde sunt urmați? Am fost la Mangalia, am adus niște fire. Nimeni nu știe deocamdată de ce se grăbea șoferul Skodei și mai ales ce l-a făcut să piardă controlul volanului cu exactitate. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs această tragedie și fac apel la toți conducătorii auto să respecte limitele legale de viteză și mai ales să nu întreprindă activități care le pot distrage atenția în timp ce se află la volan.